Salutări! M-am întors cu numărul 39 a roboțelului spion. În acest număr primim un difuzor. Drăguț! Hai să-l și demontăm. E un piezoelectric. Și îl vom monta în acest număr pe roboțelul nostru. În numărul următor începem cu telecomanda. Ok, deci astăzi finalizăm robotul în sfârșit. Haideți să și facem montajul. Avem această piesă. Vom fixa difuzorul orientat către spate. Se vede? Și vom monta această plăcuță. Să vină firele în spate de la difuzor. Cel puțin voi încerca să le aduc mai aproape. În acest fel. Și voi așeza pe urmă această plăcuță de susținere. Sau cel puțin încerc. Perfect. Și voi lua cele două șuruburi. Și voi fixa acesta. Haideți să și vedem. Sau trebuia să prezint revista mai repede? Nu cred. Prea interesantă această etapă. Și mă gândeam că mai degrabă prezint atunci montajul. Facem montajul, prezint revista și pe urmă vă prezint micile funcționalități a robotului nostru. Îl vei trece pe programare de bază, să nu o ia de pe masă, nici nu mai țin minte cum era acela. Cred că 0000 era tot. Așa țin minte. Dar de fapt ne arată întrerupătoarele DIP cum se programează. Ok. Avem acest căpăcel și acesta trebuie să-l montăm. Uf, haideți să ne dăm seama. În placa a doua. Deci, vedem, avem prima, a doua, a treia placă. Va trebui să cuplăm în acest spațiu microfonul nostru, difuzorul nostru. Așa că, ups, încerc să nu-l sparg. Și, sincer, nu am idee cum aș putea să îl cuplez în acel loc. Decât dacă nu iau căpăcelul și încerc cumva cu o șurubelniță să îl fixez în poziția și pe urmă l-am apăsat. Bun, perfect. Și acum va trebui să fixăm căpăcelul nostru ca în numărul anterior. Cumva în această zonă. Perfect. Și îl vom fixa și aici în spate, în piesele astea de prindere temporară. Așa că avem un roboțel. Și revista ne spune că avem, într-adevăr, trebuie să-l trecem pe programare de bază. Țineți minte. Ok, asta înseamnă că dacă îl pornesc acum, scoate sunete. Perfect. Avem LED-uri culori tot. Dacă punem tot pe 1, ar trebui să emită sunete. Și a pornit, dar nu știu eu de ce face chestia asta. Da, pentru programarea de bază 111 este semnalul sonor. Așa că dacă trec tot pe roșu, pe 0, acesta doar detectează, așteaptă comenzile, lidarul funcționează, ai emis un sunet și cam atât face roboțelul nostru în această etapă.
Așa că mersi că m-ați urmărit la asamblare. Haideți să vedem revista. Nici acum nu știu ce să fac cu greutatea aceasta, sincer. Doar citesc ce se întâmplă aici, dar nu este nimic așa foarte, foarte... Nu este nimic ce să fie evitat. Salvatorii sunt niște roboți care ajută la salvarea persoanelor rănite. Niște deplasări a roboților, roboți care pot urca pe spații devastate. În continuare vorbim de William Gibson. Noi am lucrat la dezvoltarea unui sistem nervos artificial pe parcursul ultimelor 100 de ani, iar acum acesta este într-adevăr gata să facă cunoștință cu lumea. Cred că acesta este un film. Nu știu sigur. În continuare ne vorbește revista puțin despre sondarea cu ajutorul lui sonar, adică se face evaluare 3D, o hartă 3D a fundului oceanului cu sonare. Se folosește și la pescuit un sonar, deci nu este ceva foarte, foarte complicat. Avem un bug GSM pentru automobile. Acesta cred că înregistrează ce se întâmplă în mașină, ce se vorbește mașină și transmite datele în continuare. Structura S0 cu funcție de fermă. În aprilie 2002, structura S0 cu funcția de fermă cu un cost de 790 de milioane de dolari a devenit o parte integrantă complet funcțională a stației spațiale internaționale. După ce naveta Atlantis a petrecut o săptămână acolo. Funcția de fermă reprezintă segmentul central al stației cu lungime de 300 de picioare, precum și elementul structural principal al construcției uriașe a ISS. Dimensiunile structurii nu prea ne interesează. Acesta este segmentul central al celor 11 structuri cu rol de fermă, utilizate pentru a susține elemente structurale ale stației și ale sarcinilor externe, precum și pentru distribuția energiei și curentului electric pentru disiparea căldurii. Am montat roboțelul nostru cât de cât este funcțional, așa că am încheiat. Îl putem pune într-o cutiuță și... Și am terminat cu el, îmi face telecomanda și pe urmă continuăm cu asamblarea roboțelului. Așa că mulțumesc că m-ați urmărit, vă aștept în continuare pe magazinul colecționarului și vă aștept să-mi spuneți părerea despre roboțel, dacă vă place sau nu, și ne vedem peste o săptămână când începem montarea telecomenzii.